Hei, măi, măi, of, of, bună seara, bună seara, stimați telespectatori, stimați privitori, stimați iubitori de frumos și cântec popular românesc. Iată-ne aici la Firicel cu dor și dragoste de cântec popular românesc, o emisiune, aș putea spune o emisiune nativă și o emisiune brand care îmi aparține întru totul și la propriu și la figurat și așa cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră să fiu în fiecare sâmbătă, seara de la orele 20-30 până la circa și ceva aproximativ 22-30 în casele dumneavoastră cu cele mai frumoase cântece, spun eu, dar important este că sunt cu ai mei invitați, ai mei invitați, ai mei cântători nativi, cât se poate de nativi și bineînțeles fiecare cum vine de acolo de unde vine el cu cântecul popular. Așa că ați văzut, data trecută am avut acei copilași minunați de la Ovidiu, pe care îi salut acum pe toți de acolo, de la Muguraș, inclusiv pe doamna Elena Coci și așa, au fost niște copilași minunați, v-au plăcut, am văzut, a prins bine și, 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 și. Ei, în această seară m-ai adus în casele dumneavoastră o invitată care mai fu pe la dumneavoastră prin case, mai fu anul trecut, știți, dar de anul trecut până acum, acum trecu un an, invitata mea de astăzi a adus piese frumoase, piese noi, piese înregistrate în parametri maxim, cum place mie să spun, și cum ea, deși știa pretențiile mele, ce și cam ce aș vrea eu în emisiunea mea. Așa că să nu vă mai țin mult să deconspir interlocutoarea mea, invitata mea în această seară, cântătoarea mea, interpreta mea de muzică populară în această seară este Ioana Costache. Bună seara, Ionico, draga mea, și bine veniți la mine în emisiune. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, Constanța. Bună seara, prieteni. Am puține emoții. Te rog frumos, emoțiile mi le dai mie, le iau eu și până începem așa. Vreau să te am dezvoltă și, cum îți spus eu, ție foarte, foarte în parametri, da? Da. Așa. Așa. Mă bucur că m-ai invitat, că m-ai reinvitat în această emisiune. Așa, da. Chiar te-am urmărit pe YouTube, pe Facebook. Mai am vorbit noi așa, așa mi-ai arătat, așa, mi-ai așa dat să văd emisiunile, am văzut și am revăzut emisiunea mea, chiar îți mulțumesc din suflet că eu nu prea o văzusem bine atunci. Și mi-am adus aminte, zic, uite, diferența de atunci și o să vezi diferența de acum. Deci eu cred că am progresat și eu un pic. Deci să înțeleg faptul că noi, LTV-ul, am dat Firicelele cu dor și dragoste de cânte populare românesc pe YouTube și pe internet, așa, da, prin bine la interpreții mei, pentru că se văd și acolo se văd toate cele ceea ce exact, trebuie și pentru a doua exact, oară când vin la mine în emisiune. Și tu ai văzut. Da, am văzut tot. Deci m-am văzut eu atunci, deci început de drum și da, acum la mai departe. Sigur că da, stimați privitori și iubitori de frumos și cânte popular românesc, sună frumos ce spune Ioana Costache, dar numai că în această seară ea ne va începe programul cu niște cântece frumoase. Vreau să vă spun niște cântece de ale marilor interpreți ai noștri care au plecat, nu mai sunt printre noi, deși noi, când zic noi, mă includ și eu, deși n-am luat până acum niciun cântec de la cei mari, dar o să iau și eu, pentru că ale lor cântece frumoase, ale lor comorii de cântec popular românesc rămân în inimile noastre, ale interpreților, precum și ale dumneavoastră, ale gustătorilor sau iubitorilor de frumos și cântec popular românesc. Așa și Ioana Costache în această seară ne aduce pentru deschiderea emisiunii Firicel cu dor și dragoste de cântec popular românesc două cântece frumoase. Unul din repertoriul Mariei Lătărețu, care Maria Lătărețu nu mai are nevoie de nicio prezentare, știți, pentru că ea a fost și a devenit model tuturor interpreților noștri din țara noastră. Vreau să spun că și alte zone folclorice am înțeles că a plăcut Maria Lătărețu sau s-a format interpretul respectiv din zonă pe un cântec oltenesc și pe urmă a intrat în zona lui specifică. Ei, în această seară, mai ții minte, măi, dragă Marie, este un cântec, o piesă de rezistență, aș putea spune, a Mariei Lătărețu, care
Mulți, 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 mulți și foarte mulți o cântăm, o cântăm și o cântăm, fiecare în felul nostru, dar important că o cântăm și o cântăm bine. Ioana Costache, deci Maria Lătăriță, mai ții minte, mai dragă Mărie, și a doua, am o mândră mititică. Eu mă feresc de mândrele astea mititici, eu vreau o mândră mai mare, dar Ioana Costache, ci că o mândră mititică, ci că veni cu ea la mine, dar nu este adevărat, așa se numește cântecul. Am o mândră mititică, al cui e cântecul, Ioana Costache? Alu doamna Ioana Radu, Dumnezeu să o odihnească. Da, Ioana Costache știe, alu doamna Ioana Radu, corect. Ioana Radu nu mai are nevoie nicio prezentare, știm cine a fost și ce este. Dar așa, haide să ascultăm cântecul popular românesc. Mai ții minte, măi, dragă Mărie, și am o mândră mititică. Josephine.
cama la urzica mică. Aș iubi-o, dar mi-e frică. Aș lăsa-o să mai crească, vine altul să iubească. Mai bine să o iubesc eu, măi, că-i fată din satul meu, măi. Și iar verde și-o se pică, și-am o mândră meditică. Cama la urzica mică, aș iubi-o, dar mi-e frică. Aș lăsa-o să mai crească, vine acum s-o iubească. Sigur că da, a fost Ioana Costache, frumos, foarte frumos Ioana Costache, felicitări. Mulțumesc, domnul Luca, mulțumesc. Nativul de la tine, de la melodie, de la interpretare, se vede, se simte că este și există și încă o dată felicitări. Dar te-a jucat Ioana Costache să-mi dai și mie voie acum să, în spațiul ăsta al tău, să anunț și eu ceva foarte, foarte important și, bineînțeles, îmi salut fanii, care am foarte mulți fani. Îmi dai voie, da? Da, bineînțeles. Așa. Stimații mei privitori și iubitori de frumos și cântă popular românesc, în această seară, în această zi, avem și aniversări, avem sărbătoriți, așa că azi în speță nu pot să încep, deși nu știu dacă dezvoltura mea în această seară se va tăia jumate, trei sferturi sau mai rog cât din ea, dar cu siguranță se va tăia, pentru că în această seară cred că sunt ceva foarte, foarte, foarte sensibil, pentru că trebuie să vă zic că acum 22 de ani se năștea al meu fiu Alin Luca, care dumneavoastră știți, mă cunoașteți, l-am cântat foarte mult, am plâns pentru el foarte mult și bineînțeles că m-a resemnat, dar în această zi mare vreau să-i doresc la mulți ani fiului meu pe acolo, pe unde se află el, pentru că e băiatul meu, nativ, este de la mine, așa, și de aceea vreau să-i zic la mulți ani, floarea lui tata vie, pe unde ești tu pe acolo, să-ți dea Dumnezeu sănătate, multă, multă fericire, să-i ferească de orice rău pe lumea asta și bineînțeles, în același timp, să-ți dea Dumnezeu și minte, pentru că mă gândesc că, deși tu ai pe acolo pe unde existi minte, dar să dea mai mult să vii și spre tatăl tău. La mulți ani, Alin Luca! Așa că știu, mi-e greu în această seară, o să cânt cântece pentru el, normal că, na, trebuie să nu mă dezic eu pe eu însumi, dar trebuie să cânt pentru el. Mai avem sărbătorită pe doamna Nina Preda, acolo la Alexandria. Bună seara, doamna Nina Preda, și la mulți ani, vă spun eu, privitorii noștri de această seară și ascultătorii noștri de acolo, de la Glas de Dora Meseca, cu Glas de Frumos, multă, multă sănătate și viață lungă, vă spun și eu și domnul colonel Alexandru Preda și tanti Vasilica, cu a ei cocoșei pintenați. Așa că mergem mai departe, acolo în Cipru avem un sărbătorit care face 42 de ani astăzi, mare sărbătoare, este grupul celor 50 de oameni strânși acolo care sărbătoresc acest mare eveniment al lui Cătălin Necula, acolo care face 42 de ani. La mulți ani, Cătăline, și multă, multă sănătate și tot ce-ți dorești tu, spune eu de aici, de la Litoral TV, îți spune soția ta, Cristina, îți spun colegii tăi de acolo, printre care cei mai sunt Silviu Marius, Maria Mică, Maria Mare, Nicu și mai cine aveți voi pe acolo, prietenii voștri, dar și Iorgo, șeful tău de acolo, șeful tău de acolo, normal că zice și el la mulți ani și multă, multă sănătate și să vă fie viața ușoară acolo în străinătate. Deci cam ăștia sunt aniversările, dar mai are și doamna Rodica Mica din Spania, un băiat care a făcut, nu știu, doamna Rodica, nu țin minte, 31 sau 33, în orice caz,
ați născut odată cu fiul meu, așa că multă, multă sănătate și la mulți ani și pentru fiul dumneavoastră. Acum să-mi salut fanii, pe doamna Maria și domnul Marin Brabete din Constanța, care sunt ascultătorii mei, privitorii mei fideli la Litoral aici TV. La tine în Spania, Lilica Dima acolo, apoi în Elveția este Cătălin și cu Călinescu și cu Sorin, după care venim acolo în Italia, unde sunt mulți, 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 inclusiv tu Zanfirico, Neluța Șmecheruța, Gabriela, dar să venim aici în țara noastră, unde avem foarte, foarte mulți privitori și încep de acolo, de la tine, Adoratul de la Vaslui, la Iași acolo, la tine, Zaharoasă în Siropate, mergem în Gara Mică acolo, la tine, la Vișeu de Sus, Marincato și multă, multă sănătate ție, lui Ramonica Mititica, Frumușica și lui Măriuța și lui David, după care mergem la Slatina, la Claudia Popa și venim în București. În București avem aici mulți, mulți care ne privesc și de la mine ne privește, de la Iona Costache, dar o să zică și ea la rândul ei. Salut pe doamna Fănela și pe domnul Liviu care se uită la noi în această seară și le doresc vizionare plăcută. Salut pe Ștefănița și pe Octavian și grupul celor șapte de acolo, pe doamna Georgeta Cristea și Tania Arpășanu, dar de ce nu și pe tine, Bagherițu, după care venim la Mihăilește, acolo la doamna Elena Hornea, venim la Buzău, la Firicelul de Floare Rară, Fir de Busuioche, la Hornea, la tine, Dănuț, Mândița și Andreiaș, după care venim la misul nostru de radio de acolo, de la Galați, Nicuța Moisă, ale ei fete și ale ei surori, așa, așa, după care venim la, unde venim? Venim la Felicia Oancea, venim la Felicia Oancea, numai puțin telefonul, după care la familia Cloșcă, la domnul George și la doamna Lili, dar salutăm și de acolo, de la Căscioarele de Giurgiu, pe Alexandra Voicu, bineînțeles, și pe Ștefan, sigur că da, Alexandra Voicu este o interpretă care în timp... E colega cu mine de cântec, colega cu tine de cântec, care în timp va veni la Firicel cu dor de cântec românesc. Așa că haideți să luăm un telefon acum. Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara! Printre toți fanii dumneavoastră, să știți că și eu sunt o fană a dumneavoastră, sunt din Ovidiu, da. Am stat în Constanța, am stat în Năvodar și când de ce dumneavoastră le ascultam eu, prin 2000, dar ieșem din spital cu operație de coloană, de herie de disc, și dumneavoastră tocmai cântați când de cele băiețelui dumneavoastră. Și vă luam durerile. 2000. Și vă luam durerile, da, atunci se întâmpla, se întâmpla. Nu puteam, da, să mă deplasez, steam întinsă pe pat și eu steam în dormitor și ascultam, nu vă vedeam la televizor și fiică mea, hai mamă, să te duc în ce să vezi. Așa e exact cum spuneți, mi-a alinat durerile și eu am o singură fată. Chiar dacă este cu mine, m-am mutat Constanța, Năvodare, Ovidiu și... Este lângă mine faptul că am avut două gemene și una nu mai am. Când de dumneavoastră că aveți fiul departe și știu ce înseamnă dorul, mă alină și pe mine când de dumneavoastră. Vă urmăresc în fiecare sâmbătă seară și duminică reluare. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc emisiuni cât mai frumoase și plăcute și la mulți ani pentru fecior dumneavoastră. Și Dumnezeu să vi-l fie sănătos pe unde ești, poate vreodată va veni să vă vadă. Da, mă gândesc. Acum un an, fiica mea era pe la Eforie și v-a întâlnit, erau cu niște bolnave. Nu vă supărați, dumneavoastră sunteți domnul Gigi Luca? Că zice, eu am pus pare eu colegele mele de la sanatoriu că vă opresc și eu am zis că dânsuie. Și le-a spus la colegii, da, și a spus, dacă vreți să veniți, mă vedeți unde cânt eu în Eforie. Da, 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 așa este, vă doamnă. Doresc. Mulțumesc. O emisiune plăcută mult, mulțumesc, și la mulți ani băiatului noastră. Mulțumesc, mulțumesc. Să ilumineze mintea și cărările pe unde este, să întoarcă și la tatăl lui. Mulțumesc, mulțumesc. Doamne ajută. Mulțumesc, mulțumesc, să rud mâna. Da, Ioana Costache, avem foarte mulți privitori, lumea vrea să intre cu telefoanele, lumea mă ține minte pentru că eu am avut o problemă cu al meu băiat și băiatul meu n-a avut cu mine, dar eu cu el da și o să am mereu până când vorba aceea că e băiatul meu. Așa că dacă ai ceva de zis și tu la toată problema asta, te rog frumos intervine. În primul rând vreau să spun băiatului la mulți ani din partea mea să fie sănătos, precum a spus și doamna, să se întoarcă cu dragostea către tine. Și eu mă rog, pentru că eu am doi băieți și ai mei sunt plecați de lângă mine, dar nu sunt așa departe, sunt mai aproape. Și am patru nepoți, da. Îi salut pe această cale și îi pup și iubesc. Am două fete și doi băieți nepoți și doi băieții mei.
Și știu că e greu, mai ales pentru tine, pentru că e mult mai departe Da. de lângă tine. Avem un telefon, Ioana Da, Costache. Bună seara, da. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Cine este acolo? Bună seara, domnul Gigi și o... Sanda sunt. Oh, Sanda noastră. Măi, Sanda noastră, ia o țeapă cu tine. Ce bine, îmi pare că iau țeapă. Ia zi tu. Ce faci tu, Sanda noastră? Țeapă mereu. Bună seara. Bună seara, Sanda. Ce faci? Ce să fac? Uite, de sâmbătă trecută mă țin să te prind, nu pot. Dar și eu fug tare, eu alerg tare, n-ai cum să mă prinzi. Tu mai ales când sunt cu mașina, nici atât n-ai șanse, da. Îți ești... doresc și eu la mulți ani băiatului tău, mulțumesc, drag. Mulțumesc, Sanda, mulțumesc mult de tot. Este mulțumesc. Ziua lui, mulțumesc. Nu? Da, da, a făcut 22 de ani astăzi. Să străiască, să fii sănătos. Mulțumesc, Sanda, mulțumesc, mulțumesc mult. Vreau și eu să transmit o dedicație la prietenii părinților mei, Miu din Cumpăna, Mimi și... Nonu, da. Ion, așa, la părinților mei, mămăița, luna asta este și ziua mea, dar mai e până atunci. Da, Sanda, sigur că da. Da, și invitatei dumneavoastră, Ioana Costache, da. Ioana Costache, doamna Ioana Costache, da. Mulțumesc din suflet, vă pup prin aceste cale. Și noi la fel, să fii sănătoasă și să dumneavoastră la fel. Înainte. Și să vă trăiască ce aveți acasă. Mulțumim, Sanda. Mulțumim și noi. Mulțumim, mulțumim, Sanda, și sănătate multă, multă doresc și eu ție. Uite că a fost și Sanda noastră, prietena noastră care intra pe prin fecă. Dar uite, mă, eu țeapă că nu prea cunosc, pentru că data trecută și Veta cu poșeta m-a păcălit, că a dat telefon și n-a știut chestia la telefon, dar asta e situațiunea. Dar să o salut și pe doamna Steluța de la Eforie Nord, că... se uită la noi în această seară și zic și ei sănătate la maxim și vizionare plăcută, doamna Steluța. Așa că Ioana Costache, bună seara, bună seara! Bună seara, domnul Luca! Cine este acolo? Pe nume mă numesc Sonia din Constanța. Da, doamna Sonia, sărut mâna! Bună seara, aș vrea să dau și o dedicație, vă dar nu în ultimul rând vă urez la mulți ani copilului dumneavoastră. Mulțumesc, sărut mâna. Am înțeles că am plinit anii. 22, da. Mulți înainte și dumneavoastră mâna, să-i mâna. Aveți grijă. Da, normal. Și să fiți sănătoți. Mulțumesc, sărut mâna. Aș vrea și o dedicație pentru sora mea, Bejenaru Ana. Din Ovidiu, e bolnavioară și doresc multă sănătate, dar aș vrea, dacă se poate, să-i cântați dumneavoastră. Da, o să-i cânt ceva, când pentru băiatul meu, când și pentru sora dumneavoastră, din partea lui doamna Sonia de la Constanța, bineînțeles. Din suflet, da, din da, suflet, da, da, doamna Sonia, sigur că da, doamne, cu mare drag, sărut mâna. Vă doresc multe emisiuni. Sărut mâna, mulțumim mult, mulțumim mult. Lumea ne vede, lumea ne privește, lumea ne iubește, Ioana Costache și... Da, mă bucur și eu vreau să salut toți colegii de cântec de la București care mă văd în această seară. Vreau să o salut pe sora mea, pe nepoata mea, pe surorile mele și astăzi mi s-a născut un strănepot din partea surorii mele, un băiat de dimineață s-a născut, deci cu data de astăzi doresc că... să fie sănătos și să crească mare și frumos și să se bucure de el. Da, la mulți ani sănătate. Mai avem un telefon, se pare, mi se pare, zice Adi. Bună Alo. Seara! Bună seara! Cine este acolo? Ramona Mititica. Ramonica Mititica, frumoșica, frumoșica, Ramonica Mititica de la Vișeu de Sud la Maramureș. Bună seara, Ramonica! Vreau și o dedicație pentru băiatul dumneavoastră. Da. Îi urez la mulți ani. Mulțumesc, Ramonica! De la baba, de la Davi și de la mami și de la mine. Am înțeles, Ramonica, am înțeles. Să trăiești și tu și să fii fericită și să te bucuri de o copilărie și de o viață frumoasă, frumoasă și să fii cu minte așa cum te învață Marincata alias Baba acolo, că ea știe ce știe acolo, așa că te rog frumos, Ramonica Mititica. Ramonica Mititica, vreau să spun că este sufletul virtual în ceea ce privește poze pe site-urile mele și pe tot virtualul meu. Să fie sănătoasă! Da! Hei, vorbeam noi aici, Ioana Costache,
evenimente ceva pe la primărie, ai cântat cu primarii, te-ai avut pe bune, pe undeva, ai vreun primar pe mână așa, ai? Se spune. Nu se spune, nu? Secret. Tare, Ioana, tare, da. Păi măi, Ionico, draga mea, menirea noastră aici este să cântăm, de la primărie în sus, să vedem ce le spui tu de acolo, că nu știu dacă e treaba cu primarul, și Neica a furisit mai ești. Pe urmă să spui de ce e Neica ăsta al tău a furisit. Nu-i cu minte, e o problemă cu el, dar ne spui după ce cânți, după, nu? Da. Corect. Ioana Costache. S-au stins, măi, Linoleano, numai la mândruța mea, Linoleano, arde lampa ca o stea, Linoleano. Chimloi calu și biciușca, Linoleano, trecui dealul la ghețușca, Linoleano, ghețușca-i un sac mai mare, Linoleano, îmi ies fetele în cărare, Linoleano. Îmi dădeau vin din ulcele, Linoleano, pe pofta inimii mele, Linoleano, din ulcele fermecate, Linoleano, cu flori frumusețate, Linoleano. Și apoi începeam jocul, Linoleano, cu rămare cu tot focul, Linoleano, cu cântece oltenești, Linoleano, și chiote haiducești, Linoleano, cu cântece oltenești, Linoleano. Și chiote haiducești, Linoleano. Mai ai o mândră în sac, mă. E vecin.
Să treci și tu prin ele. Nu vreau să-mi fac zile grele, hai să treci și tu prin ele. Să iubești mult și bine, ca să te întorci tot la mine. Sunt femeia furisită și știu să mă fac iubită. O să iubești mult și bine, ca să te întorci tot la mine. Sunt femeia furisită, nu vreau să fiu păcălită. Vorba mea, stimații privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc. Uite, iar mai îmi dă ceva cu virgulă mie aici la Ioana Costache, adică e ceva nedefinit. Ioana Costache, ia uimește-mă tu pe mine cu liniuță și ne-i că tu i-a furisit și tu, nu? Că așa zisești. Bineînțeles. Dacă umbli din crangă în crangă... Măi, bine, am înțeles, da. Fu, virgulă, tare, Ioana Costache, pentru că a spus ceva acolo foarte bine definit și la propriu și. Așa că, stimații telespectatori, mai avem de salutat familia Modruș de aici, Năvodari, pe domn Marcel, pe tanti Steluța, pe Mândița, cea mai Mândiță, viitorul meu produs artistic, care va fi o cântătoare eu, așa, și pe Leo. Și pe această cale. Da? Uite, te salută și Ioana Costache și pe doamna Ioana Rusu, da, sigur că da. Uh-huh. Și o pup și o iubesc. Da. Deci e o femeie extraordinară. Așa este. N-am cuvinte. Așa este. Este și există, așa că al nostru cântec popular românesc este la dumneavoastră acasă și de ce nu și acolo la Iași, mai uitai pe Lilica acolo, Lilico și pentru tine și pentru Ionele acolo, se uită și ele la noi acolo și anunța Voroneanu, bineînțeles, este Firicelul cu dor și dragoste de cântec popular românesc, dar să nu uităm că rămăsei dator să cânt pentru doamna Sonia din Constanța, pentru sora dânsei de la Ovidiu, două cântece interpretate de mine pentru băiatul meu, bineînțeles că în această seară numai pentru el cânt, încă o dată îi zic la mulți ani Alin Luca, tata încă o dată spune te iubește într-un fel, cum îmi place mie să spun, și aș vrea pe această cale să-mi salut din nou prietenii de pe virtual care sunt alături de mine, cum ar fi Feli Oancea, cum ar fi Ștefănița, cum ar fi Steluța Modruș, cum ar fi Firicelul de floare rară, fir de busuioc, floare de dor de acolo de la Buzău, e la Hornea, care mă susțin moralicește acolo într-un fel sau altul, și salutăm și pe Monica Nicoleta de la București, dacă se uită la noi și ea, și la fel încă o dată și pe doamna Fănela și domnul Liviu, și o să cânt două cântece frumoase, copile atunci când ai plecat, o romanță frumoasă, trecută prin creierul și inima mea și, bineînțeles, câte lacrimi am vărsat. Pe adevăratele le-am vărsat, stimați telespectatori. Copile atunci când ai plecat, n-ai știut ce se întâmplă, că ai fost mic, nevinovat, dar mama ta a fost cu gândul ca să plecați, să mă lăsați. Dar mama ta a fost cu gândul
acasă plecat să mă lăsați. Copile, tu unde vei fi și unde soarta te va duce? Să te gândești că ai lăsat un suflet bun, inimă dulce, un tată bun și adevărat. Un suflet bun, inimă dulce, tată bun și supărat. Că tu ai fost tot pentru mine, ai fost, ești, vei fi mereu lucea fărul de zi ce apare. Ești viața sufletului meu și nici când nu va mai dispare. Ești viața sufletului meu și nici când nu va mai dispare. Copil, atât doar să ții minte că eu exist și tu mă știi, că eu sunt tatăl tău iubit. Și tu să nu uiți niciodată că eu din suflet te-am dorit. Eu te-am dorit, dar n-avui parte la piept ca să te fi simțit. Te-aș bea pe jumătate, uite așa să scap de toate. Zi, mă, zi, zi! Câte lacrimi am vărsat, udam grădinile-n sat, mă. Dar nu-mi pare rău de fel, că-s pentru al meu băiețel, mă. Că l-am plâns și l-am cântat, măi, mă, dorul lui m-a alinat, mă. Și Dumnezeu fu cu mine, mă ținut tare pe lume. Dar nu-s lacrimi de necaz, sunt pentru al meu copilaș, mă. Sunt lacrimi pline de dor pentru al meu puișor, mă. Mi-a fost drag și l-am iubit, măi, mă, dar de el m-a despărțit, mă. O femeie rea din lume, mama lui suflet de câine. Pentru toate astea eu mă rog mult la Dumnezeu, mă.
să-mi dea numai sănătate, să pot merge mai departe. Și oricât mi-ar fi de greu, măi, măi, merg înainte mereu, măi. Și poate că într-o zi, măi, măi, bine și mie mi-o fi, măi. Când băiatul meu din lume se va întoarce la mine, poate-o avea milă dore, să nu mă lase să mori. Sigur că da, au fost două cântece sensibile plecate de la mine pentru dumneavoastră și avem un telefon. Bună seara, bună seara! Bună seara, domnul Luca, tot Sonia sunt, vă mulțumesc din suflet! Sărut mâna și mă bucur că putui să fac ceva bun pentru dumneavoastră și pentru sora dumneavoastră. Sărut mâna, mulțumesc! Să trăiți mulți ani, vă mulțumesc, o seară bună! Sărut mâna, mulțumesc mult! Da, Ioana Costache, vrei să zici tu ceva? Foarte frumoase cântecele. Mm. Și parcă m-au atins și pe mine puțin, da? Suflet și în inimă. Uh-huh. Ioana Costache, ce să zic, ăștia suntem noi interpreți de muzică populară, având în vedere că ești în branșă, cunoști soliști, cunoști colegi, cunoști fiecare în parte, știm prin ce trecem, dar cântecul ne ține, cântecul ne ușurează problema, chiar dacă e grea, cântecul ne ușurează, cântecul o diluează poate și chiar o epuizează la un moment dat pe durerea asta și pe suferința asta noastră din noi. La mine a reușit cântecul, să știi. Și la mine, să știți. Da? Da, mă bucur. Așa că, Ioana Costache, ce să te mai întreb eu pe tine? Nu te mai întreb nimic decât să... Avem un telefon. Te-a salvat telefonul. Bună seara, bună seara. Tanti Boierul la telefon. Tanti Boierul, Boierița Siminica. Siminica Boierița de la Cartalu. Așa. Este. Vă rog frumos. În seara aceasta vreau să fiu mesagera și doamnei Cociș, da, care vă transmite calde urări fiului dumneavoastră și familiei. Fiți tare, fiți puternic. Da, doamna Siminica, sigur. Știți destinul. Da? Bun. Al doilea rând, ziceți mai departe. Al doilea rând, știți, eu sunt puțin cu... Știu, cu ochiul pe invitatul meu, știu. Cu ochiul pe invitat. Da, știu. Doamna are o voce deosebită. Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult. E și frumoasă. Sunt o dată, mulțumesc. Așa. Cântă oltenește frumos, aduce în fața noastră vechile cântece ale Mariei Lătărețu, ale Ioanei Radu, ale primarului de la primăria la Vale. Ioana Radu e acest, așa, primarul total dânsă este. Lino Leano. Așa, așa. Deci o doamnă care știe să păstreze în suflet cântecul românesc. Acum eu, știți, sunt puțin cu mici puncte. Nu o să vă supărați. Dar reprezentând Oltenia, costumul dumneavoastră tot oltenesc este? Mi-am permis în această seară, pentru că am și cântecele mele de suflet, așa, să vin în acest costum. Deci acesta e un costum mai prezentativ de petrecere. Da. De festivități, petrecere. Eu am și costume oltenești, dar drumul meu de la București până aici e foarte lung. Da. Și am zis în această seară să vă bucur și să vă bucur imaginea mea prin acest costum. Știu, nu este un costum specific Olteniei, dar o să auziți niște piese pe care sunt personale și atunci o să vedeți că se regăsesc, acest costum se regăsește în acele piese. Ziceți, doamna Siminica, ziceți. Eu fac aceste mici puncte pentru
Deci, repet, să fac aceste mici puncte, pentru că la vârsta care o am și conducând un ansamblu de dansuri din Dobrogea, alături de o colaboratoare care conduce un grup vocal, alături de Elena Cojocaru... O salutăm și noi pe această cale. Da, o salutăm pe doamna Elena Cojocaru, da. Așa, ne dăm sufletul să păstrăm, nu numai în Dobrogea, tradiția și portul nostru românesc, ci în toată țara. Și de aceea rugămintea mea și dragostea mea pentru ce faceți dumneavoastră este foarte călduroasă și binevenită spre dumneavoastră, dar aduceți-ne și nouă în față portul acela oltenesc, care e atât de frumos și pe care domnul Luca îl cântă deosebit, deosebit de călduros. Nu se pune problema. E un om care știe să îmbine mare acum Oltenia dumnealui și dă naștere unor cântece de... Chiar dacă mama, cum spuneați în cântec mai devreme, mama lui e un câine, haideți să nu fim câini și să fim oameni și să ascultăm tot ce e frumos. Corect. Cântecul românesc. Uh-huh. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Vă promit că data viitoare când voi veni în emisiune... Nu trebuie să-mi promiteți, doamnă scumpă. Nu, o să nu, vin nu. Într-un costum superb oltenesc. Deci o să vă placă foarte mult. Acum am avut bagaj mai mult și n-am reușit să iau toate... Deci, să vă spun eu, costumul oltenesc este un costum mai viu și se cam zbate acolo în sacoșe și el trebuie să vină pe umeraș pus așa și cu trenul nu poate să vină, pentru că la criza noastră de azi s-ar fi putut ca Ioana Costache să rămână fără costum pe tână, așa avem cu el și acolo băgat, pac, 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 și avem cu el aici și la noi. Doamna Siminica. Sper că nu vă supărați pe mine pentru... Nu scumpă. Doamna Siminica, dar eu chiar îmi face plăcere și m-am obișnuit cu dumneavoastră să-mi ridicați interpretul sus, să-i dați drumul de acolo și să nu mai prinde până jos, dar rog, el pică pe canapea, pică pe pernă și tot nu se prădușește. Prădușește, nu prăbușește, da? Nu are cum să se prăbușească din moment ce tradiția e tradiție. Cântă Ioana Radu, cântă din Ioana Radu, din Maria Lătărețu, Lino Leano... Da, Lino Leano, vinul meu, fof. Da, doamna Siminica. Este. Vă mulțumim pentru telefon și vă așteptăm mereu că ne face plăcere să vorbim cu dumneavoastră, pentru că avem ce vorbi și avem despre ce vorbi, dar vă mulțumim. Sărut mâna. Seara bună. Hei, Ioana Costache. Hai să cântăm noi Ioana Costache. Lună, 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 de câte ori lună, mă? De trei ori lună. Lună plină, deci lună, lună, lună plină, cu Ioana Costache, deci am lună, lună, de 10 ori lună, lună, pentru că mie mi-a plăcut întotdeauna luna, mai ales vara, luna și pe fân cosit și pe pajiște luna și prin iarbă verde luna și peste tot luna, dar ne cântă Ioana Costache, lună, lună, lună plină. Te rog frumos, Ioana Costache. Ca să vină neicuța, luminează-mi cărarea, ca să vină neicuța. Luna, luna și voi stele, mai luați dorurile mele, mai luați dorurile mele, plecați în lume cu ele. Du-te dor unde te mân, și te oprește unde spun, și te oprește unde spun, numai la neicuța-n sân. Dar fi lună de tu seară, m-aș duce la nicăiară, dar fi lună de tu seară,
seară, m-aș duce la Nica iar. Luna răsare târziu, când să mă duc și să viu. Luna răsare târziu, când să mă duc și să viu. Luna, luna, fi voioasă, adu-l pe Nicuța-n casă și cu drag să ne iubim, că doar o viață trăim. Hei, sigur că da, frumos, frumos. Ionico, draga mea, ia zi tu, cum făcuși cântecul ăsta, cum îl făcuși, cum îl construiși, cu cine, de unde și până unde, că sună bine. Acest cântec l-am făcut într-o seară, deci stăteam afară, astă vară, pe bancă. Pe lună, cum ziceai. Și era o lună așa de frumoasă. Așa, te-ai inspirat toată. Și m-am uitat. Te-ai inspirat toată. Pe cuvânt. Corect, eu știu, da. Și atunci o melodie am, imediat am pus, și am stat toată noaptea și am compus acest cântec. Deci e compoziție, deci e cântecul meu propriu, deși text și melodie. Se vede, se vede, Ionicu, nu mai spune că îl te prindeam dacă nu era al tău. Unde nu e al tău, eu știu unde nu e al tău. Stai liștinită, stai liștinită că eu știu. Da, sigur că da, stimații telespectatorii, ce să mai zic, vreau să mai salut și eu colega mea de acasă, colega mea, soția mea, Păvetuța cu Gentuța, și din partea ei să dau o dedicație muzicală pentru toate colegile de la Spitalul Județean de acolo, pentru doamna Adriana Necula, pentru toate fetele, colegele Luveta cu poșeta de acolo de la spital, bineînțeles, sănătate multe, dar și șefului lor acolo, domnul Ableț. Domnul Ableț urmărește emisiunea mea de folclor și vă mulțumesc, domnul Ableț, că urmăriți folclorul nostru românesc și că vă place, și mai ales că vă place și ceea ce eu realizez aici la Litoral TV, unde soarele sărută marea. Așa că tu, dacă mai ai vreo dedicație de făcut pentru cineva, Ionico. Da, aș vrea să salut pe Nelly Diaconescu de la Vâlcea, o pup, dacă a reușit să prindă. Sigur a reușit, că tehnica, da. Tehnica e dezvoltată, tehnica. Așa, și pe sora mea din voluntari, pe măicuța mea de la țară, pe frățiorul meu de acolo și pe toată lumea. Le doresc multă sănătate și le mulțumesc din suflet că mă urmăresc în această emisiune. Sigur că da, așa este, așa este, firicelul cu dor și dragoste de cântec popular românesc, că este, avem un telefon. Bună seara, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, domnul Gheorghe Luca! Bună seara! Dați televizorul mai încet, că nu ne înțelegem, nu ne descifrăm. Da! Da, da, da! Sunt Lazar Cosmin. Da? Vreau să vă urez multă sănătate, noroc și tot ce vă doriți. Și pentru băiatul dumneavoastră, la fel care e în Germania, multă sănătate și să fie iubit și tot ce își dorește. Mulțumesc, măi Cosminele, mulțumesc și tu, să fii sănătos, să fii iubit de fete frumoase, frumoase, așa ca tine, cum ești tu, frumușel numărul 1, cum știu eu. Știi că data trecută am făcut matrimoniale pentru tine. Uita, stimatelor domnișoare, la telefon e Cosminel, Cosminel Lazar, care este un băiat frumușel, frumușel, și mulțumesc de telefon, Cosminel, și multă, multă sănătate îți doresc și eu ție. Da, vă mulțumesc și eu frumos, multă sănătate și pentru mama mea, multă sănătate și tot ce își dorește și corect, mai bine. Corect, corect. Să vă trăiască. Da, da. Deci a fost Cosmin Lazar pentru dumneavoastră aici la telefon. Mi-a urat copilului meu multă sănătate. Mulțumesc, Cosmine, și tu să fii sănătos și fericit, să te bucuri de viață și să ai noroc în viață. Cu ocazia asta salut și familia Cocoș, pe tanti Miuța și pe nea Petrică Cocoș. Salut și la cum până acolo pe nașul Fane Filimon și nașa Vasilica și pe familia Sotir, bineînțeles, așa, așa, și toți privitorii noștri, care eu uit, mai uit că sunteți mulți. Și uit, uit, zic de toată lumea așa, fetele de la oficiu 4, acolo unde eu nu stau la coadă, fetele de la financiar de acolo, doamna Oțelea, doamna Oțelea, bună seara, bună seara, și pe domnul, sunt mulți, 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 dar știți dumneavoastră, stimații telespectatori și privitori și iubitori de frumos și cânte popular românesc, în televiziuni timpul este dușmanul numărul 1, ne presează, ne aleargă, ne tăvălește, ne îmbătrânește, dar noi nu ne lăsăm îmbătrâniți de timp, pentru că nu vrem să ne lăsăm îmbătrâniți, dar cu siguranță, cu siguranță că nu se poate, nu se poate fără o mică publicitate, publicitate la LTV, copii, și pe urmă merge mai departe, publicitate. Sigur că da, trecurăm de publicitate.
sănătate și acum mergem mai departe, mergem cu firicelul, cu dor și dragoste de cântec popular românesc aici la Litoral TV, unde soarele sărută marea. Și cu a mea invitată Ioana Costache, mai făcură câte o vorbă, două pe aici în pauză, toate cele printre toate cele, dar cert este că Ioana Costache vine cu cântece frumoase în această seară pentru dumneavoastră toți. Ioana Costache, activitatea ta extraopțională, nu te întreb ce faci, ce lucrezi sau altceva, altceva, nu vreau să te întreb din astea, mă interesează activitatea artistică, dacă ai, cum ai, pe unde ai, cu cine ai, nu cu cine ai, cu cine colaborezi, da? Dacă vrei să-mi spui câte ceva așa, din ce și ce așa. Păi, eu colaborez cu domnul Marin Stângă de la Eurostar, cu dânsul fac piesele. Deci eu îmi fac piesele și le dânsul îmi pune face partiturile și negativul și vocea și tot. Așa. Și deocamdată am niște proiecte pe care nu pot să le spun acum. Am înțeles că nu se deconspiră, nu, dai, da. Nu prea dai tu din casă, după câte vezi, ești foarte instruită, parcă te-ai fi instruită ceva. Dar ne când sunăm în partea asta a doua, când pe Ialomița ai fost odată, tu ai fost pe Ialomița, ai fost? Da. Și ai iubit pe Ialomița cumva? Am iubit, de corect, mi se pare corect. Deci ne cânti tu nouă când erai tu pe Ialomița și omul doar la supărare. Două cântece frumoase interpretate de tine, Ioana Costache, da? Te rugăm frumușel. Omul doar la supărare, oh.
alinare, of, mai omule. Când are sufletul greu, of, mai omule. Se roagă la Dumnezeu, of, mai omule. Nu uita când treci necazul, mai omule, mă. Poate mâine vine altul, mai omule, mă. Nu uita când treci necazul, mai omule, mă. Poate mâine vine altul, mai omule, mă. Roagă-te cu inima, of, mai omule. Dumnezeu nu te lăsa, of, mai omule. Mulțumește-i când ți-e bine, of, mai omule. Și să treci ușor prin lume, of, mai omule. Împarte la el sărac, mai omule, mă. Să ai sufletul în păcat, mai omule, mă. Împarte la el sărac, mai omule, mă. Să ai sufletul în păcat, mai omule, mă. Nu știi viața cum ți-o fi, of, mai omule. Până cea din urmă zi, of, mai omule. Ce petreci la tinerețe, of, mai omule. Le trăiești la bătrânețe, of, mai omule. Ca mâine ți se duc anii, mai omule, măi. N-au preț averea și banii, măi omule, mă. Drumul ți-o fi tot mai greu, măi omule, mă. Tu să fii om bun mereu, măi omule, mă. Sigur că da, două cântece frumoase cu Ioana Costache, aici pentru dumneavoastră, la El TV, la Firicelul, cu dor și dragoste de cântec popular românesc. Așa că Ioana Costache, rămăsesi tu acolo la... Acolo nu înțeles eu bine, te rog frumos, descifrează-mă puțin, uimește-mă puțin, că nu înțeles eu bine. La Eurostar ce faci tu? Imprim cântecele. Ce faci? Imprim cântecele. Imprim cântecele, dar cu cine le faci? Cu domnul Marin Stângă. Domnul Marin Stângă, nu-i să domnul Paul Stângă, înțeles, aici, nu înțeles, aici, da, sigur că da. Și spectacole, ceva, activități artistice ai? Sunt în perspectivă. În perspectivă, da? Ești în vorbe, nu? În vorbe, pentru că vorbele se fac înainte și pe urmă spectacolul. Exact. Că o fi cu bani, că o fi fără bani, dar e important că există vorbele. Filmări avem peste tot. Sigur că da. Filmări da. Avem peste tot, așa că nu e problemă. Da. Deci pentru viitor tu ți-ai făcut un proiect care nu spui nimic din el, dar cert este că pregătești circa și cam câte cântece ai mai pregătești pentru viitor? Că la anul sau în toamnă sau la iarnă sau anul viitor iar te chem. Păi vreau să mai fac 5 piese, dar câte? Mai durează 5. 5. 5 piese. N-ai vrea tu să faci 10? Să faci 10, vii cu 10, vii cu 5. Ce mi-e 5, ce mi-e 10? Nu? 10, da, sigur că da. Ioana Costache promite, dar în același timp se și ține de cuvânt, pentru că și data trecută a fost, vă amintiți dumneavoastră, că a mai venit cu o colegă de-a ei, cu cine veni și... Doamna Rodica Tofan, și da, o salut pe această Tofan. Cale. Elena sau Rodica? Elena sau Elena Rodica Tofan. Da. Elena și Rodica sunt două și aceleași, una singură, Tofan, da. Da, corect. Și Ioana Porumbescu, salut și pe ea, te pup, Ioana, te pup. Da, este bine, este bine. Și imprimările ce le faci la domnul Stânga acolo, nu? Uh-huh. Cu orchestră? Orchestră, studio, uh-huh. Tot, partituri, uh-huh. Deci tot la dânsul le fac, da. Și modelul tău în viață, modelul tău de cântător, cine a fost, măi, Ioana Costache? Ia zi-mi tu mie. Mariela Tărățu și Maria Ciobanu.
Două interprete indispensabile Maria, folclorului da. Românesc. Frumos, 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 frumos. Să nu uit și Maria Cornescu. Și Maria Cornescu. Maria Cornescu. A, și să nu uit să o salut pe Giulia. Giulia, te pup, te salut. Ah, pe Giulia, da, Giulia, te salut și eu, Giulia. Te pupă Ioana, te salut și eu și. Da. Și... acum pentru 8 martie ceva, un spectacol pe undeva, că e ziua ta, ziua femeii, ai găsit pe undeva? Am găsit, dar nu spun, e secret. Bă, da, mă lași, nu spune nimic Ioana în seara asta, nu spune nimic, 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 nimic. Va fi surpriză, s-ar putea să vin tot pe aici, dar va fi surpriză, nu știu sigur. Ești sigură? Încet. Dar vreau să fie secret. Am înțeles, surpriză, am înțeles că cică atunci dacă spui secretul nu se... Nu mai refarme și s-ar putea nici să nu se întâmple. Și așa exact, mai bine, sigur că da. Ce să zic eu ție, tu cântecul popular l-ai luat de pe prispă de acasă, de la tine, de unde? Cântecul meu popular îl cânte când eram copilă, deci pentru că aminte în școala generală eram artista școlii. Dar în ce localitate, de unde exact? Sunt aproape de București. Da? Deci pe șoseaua București-Urziceni. Pe șoseaua Urziceni, mai o foc. Trece o fată și un șofer, mă. Ia uite șoferilor, este și există Ioana Costache, sigur că da. Și ai învățat să cânti de acasă. De acasă, da, am avut o mătușă care, cred că am moștenit-o, Dumnezeu să o odihnească. Familia deci, mea, mama, deci, tata, nativul ai din familie de la mătușa ta care cânta. De la mătușa mea, da, și am, deci copiii, mătușii mele sunt lăutari, să da? Le zic bravo, așa. Bravo. Da, bravo, deci te leagă bine, ești foarte strâns legată de folclor, adică în sensul că ai rădăcinile în familie. Da, dar mie îmi place foarte mult să cânt pentru mine, adică pentru sufletul meu și vreau să transmit ce îmi place mie, să transmit la lumea toată. Normal, că e destul de lume care ascultă cântecul popular și de ce nu, cum place mie să folosesc cuvântul, se hrănesc cu al nostru cântec popular românesc. Stimații telespectatori, ce vreau să vă mai spun și eu, că există și la mine brandul Cosma Marian și Dani Cosma și cu Gigi Cosma acolo, dacă doriți evenimente, nu-ți botezul și tot ce vă interesează, luați legătura cu brandul Cosma și acolo există și Gheorghe Luca cu ei și vă cântăm la evenimente, pentru că veni vorba cu Ioana Costache aici, că dacă te dui posibilitatea lui Ioana Costache să dea în vânt cu toate cele, mă dau și eu în vânt cu brandul Cosma aici, cu Marian, cu Dani și cu Gigi Cosma, bineînțeles, așa că vă rog frumos el contactați des și continuu, că se merită. Hei, măi Ioana Costache, hai să mai și cântăm ceva noi. Ce să cântăm noi? Ce vrei tu să cânti? Știi ce ai vrea să cânti tu? Am un cântec frumos care este pentru sufletul meu. Ia uimește-mă. Mi-am pus viața. Care e ala? Tinereții mele. Da? Acolo e viața mea. Viața ta toată? Viața mea toată. Nu toată, până aici. Viața ta e înainte. Până aici, da. Da, până aici, da. Să mai zic așa un pic trecutul meu, da? Da, am înțeles. În cântecul ăsta te găsești până la actualment. Până, da, exact. Da, sigur că da. Și apoi al doilea cântec este Geaba lună, geaba stele, dacă nu-ți mândrele mele, măi, of. Așa că, stimații privitori și iubitori de frumos și cântec popular, pentru dumneavoastră toți de la această oră este Ioana Costache cu Anii tinereții ei și geaba. Și cântam mereu, Dumnezeu mi-a dat glas dulce, măi dorule mă, să cânt pe unde mă-i duce, măi dorule mă, să-mi cânt cântecele mele, măi dorule mă, să aduc lumii mângâiere, măi dorule mă.
de mică am cântat în sătucul meu și tăicuța mă punea ca să-i cântă. Se mai zic un cântecel, un pahar să bea, iar eu îi cântam cu drag până ea dormea. Dumnezeu mi-a dat glas dulce, măi dorule mă, să cânt pe unde mă-i duce, măi dorule măi, să-mi cânt cântecele mele, măi dorule mă, să aduc lumii mângâiere, măi dorule mă. Dar când am crescut mai mare, din sat am plecat. Am plecat printre străini și n-am mai cântat. Că străinul mi-a fost rău, nu m-a vrut la bine. Dar acum, lume dragă, m-am întors la tine. Dumnezeu mi-a dat glas dulce, măi dorule mă, să cânt pe unde mă-i duce, măi dorule măi, să-mi cânt cântecele mele, măi dorule măi, să aduc lumii mângâiere, măi dorule măi. Când mi-aduc aminte bine că te-am mai tras, mă mir cum ai am putere și de unde glas. Doamne, cât am tras pe lume, nu m-aș fi gândit că-mi dai atâta putere să pot să mai cânt. Dumnezeu mi-a dat glas dulce, măi dorule mă, să cânt pe unde mă-i duce, măi dorule măi, să-mi cânt cântecele mele, măi dorule măi, să aduc lumii mângâiere, măi dorule măi. Dumnezeu mi-a dat glas dulce, măi dorule măi, să cânt pe unde mă-i duce, măi dorule măi, să cânt din câte zile-i mai avea, măi dorule mă.
Este și există Firicel cu dor și dragoste de cântec popular românesc. Este Ioana Costache. Este și există și dumneavoastră, stimați telespectatori. Sper că vă place și nu sper, dar sunt convins că vă place, pentru că Ioana Costache cântă frumos. Ioana Costache, așa este, și cu luna și cu stelele, ne dau de gol. Ba, se mai aplică și proverbul ăla, te vede lumea intrând seara și ieșind dimineața, deci că acolo ai dormit. Așa, și chestii de genul ăsta care... Bună seara! Bună seara, Gigi, Vica sunt. Da, doamna Vica, bună seara! Bună seara, să trăiască băiatul, multă sănătate! Mulțumesc, doamna Vica și dumneavoastră și cu petișorul al nostru. Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult de tot. Da, mulțumim, doamna Vica. Sănătoasă. Mulțumim, sărut mâna. Seară plăcută. Da, și uite, așa e cu luna și cu stelele, dar spune-mi tu mie, să te întreb eu pe tine, întrebare la mie, răspuns la tine, în familia ta cântă-mă cineva, ți-a luat cineva, te-a luat moștenire la mătușa, ai lăutari în familie, dar la tine, de la tine, a luat cineva cântecul popular românesc? Nu. Nu? De ce? Pentru că eu, dacă am făcut această întrerupere, deci eu am cântat acum 33 de ani, da, și am revenit la cântec acum un an. Deci am un an și un pic de cântec. Și ei, dacă tu ai întrerupt, de ce n-au luat cântecul popular? Pentru că eu le-am cântat tot timpul. Deci eu îi cântam, îi adormeam în cântece și îi sculam în cântece. Dar probabil n-au vrut să mă moștenească. Sau poate n-a fost gena. A luat altă genă de la soț. Da. Deci n-au luat de la tine, cum ai luat-o de la mătușa ta și. Da, este, dar frumos era ca să ia și ei cântec popular. Dar nepoții Am nepoțelele, sunt încă mici. O să încerc să văd care are, nu prea am avut timp să ajung, că nu stau cu mine. O să încerc să ajung să văd care din ele, am două nepoțele, una are 7 și una face 9 ani. Mulțumesc frumos. Și nepotul cel mare face 10 ani, deci face 11. Și cel mic face 4 ani în august. Da. Cel mai mic, Râslea. Da. Îi pup și soror și iubesc. Și fetele, vreau să văd dacă au tendința spre cântec. O să încerc. Da, mai te întreb o întrebare, pentru mine rămâne la mine și la telespectatorii mei, dar răspunsul vine de la tine, este că tu școala populară de artă o făcuși cumva? Sunt anul 2. Hai, mă lași! Doamna Paulina Mărărița, și-o pup pe această cale. A, iar mă uimiști cu ceva. Secrete, hai, spune-mi tu mie, Mărărița este profesoară de... Da, e profesoară de canto la școala de artă populară din București, din Cuzavod. Doamna Paulina, doamna Irimia, vă aștept și eu într-o emisiune de Firicel cu dor de cântec românesc aici la Constanța. Uite, prin Ioana Costache, mesagerul mi vine cu mesajul la tine, Mărărițo, să vii și la mine într-o emisiune, te aștept. Așa că te rog frumos, duci mesajul lui Mărărița. Da, o să mă întâlnesc la școală. Și spui și sănătate la maxim, da, și complimente, da, din cauza mea de aici la Constanța, da? Mai mult ca sigur. Este și există. Da, stimați telespectatori, este și există, pentru că suntem în Firicel cu dor de cântec românesc și trebuie să mai și cântăm, trebuie să mai și vorbim, avuserăm și telefoane, dar revenind la sărbătoriții noștri de astăzi, încă o dată mă repet, pentru fiul meu, multă, multă sănătate, tot binele din lume. La mulți ani, să vă trăiască un milion de ani. Ha, un milion, fiu, 500 eu, vă dați seama, e o problemă, suntem longevivi în gen asta de viață, dar pe adevăratele, la mulți ani și doamne Nina Preda acolo la Alexandria, la mulți ani și domnului Cătălin Necula acolo în Cipru, grupul celor 50, așa că băieți, simțiți-vă bine, 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 foarte bine și extraordinar de bine, ca la glas de dor amestecat cu glas de frumos. Și în continuare, stimații mei telespectatori și iubitori de frumos și cânte popular românesc, voi încerca să mai cânt și eu două cântece
Tot pentru băiatul meu, măi floare, băiatul meu, foarte, foarte sugestive, pentru că sunt trecute prin laboratorul inimii mele și băiețelul meu ce am aici, băiețelul meu scump și drag, băiețelul meu scump și drag, așa că două cântece frumoase de la mine pentru dumneavoastră, special pentru doamna Sonia de la Constanța, care vă zurăți, este și este împătimită fan Gheorghe Luca și pentru sora dânsii acolo la Ovidiu. Gheorghe Luca, două cântece frumoase și pentru toți admiratorii mei de pretutindeni și pentru tine, Steluța, la Eforie și pentru doamna Fănela la București acolo, este Gheorghe Luca, audiție plăcută, vizionare plăcută. Și mă frige supărarea pentru tine, că plecași străine-n lume. Rău mă arde inimioara, și mă frige supărarea pentru tine, că plecași străine-n lume. Să nu uiți că ești român, ești român, uite, olteană, eu sunt mândru că te am, și dacă nu ești cu mine, eu tot mă mândresc cu tine. Ești român, uite, olteană, eu sunt mândru că te am, și dacă nu ești cu mine, eu tot mă mândresc cu tine. Din aia-s tot mănânci mâine, dar ești cu ai tăi
lângă tine. Scump și drag, mult am plâns și am oftat, mă, până când m-am resemnat, dar să știi, nu te-am uitat, mândrețea mea de băiat, mă, că tu rămâi pentru mine viață, suflet și iubire, floarea mea, amor după tine. Nu cred că am să pot vreodată să te uit, floarea mea dragă. Chiar de tu mă vei uita, tata nu s-o supăra și mereu te va cânta, mă. Că de tine m-a legat numai cântecul meu drag, ce de-al tău dor m-a alinat, mă. Mulți mă ascultă cu plăcere și înțeleg a mea durere, dar mulți se miră și-mi zic, de ce atâta mă frământ, c-ai să mă bagi în pământ, mă. Eu le spun, zic că ce vori, rămâi primul meu fecior, floarea mea plină cu dor, mă. Tu să nu uiți niciodată că ai și tu pe lume un tată și în sufletul lui te poartă. Deci va fi în viață greu, eu am să te aștept mereu, să te ajut, băiatul meu, măi. Sigur că da, este și există, așa este. Deci va fi în viață greu, eu am să te aștept mereu, băiatul meu, ca să te ajut. Normal că da, dar nu se știe niciodată, nu poți să zicem niciodată, nu, Ioana Costache? Așa este. Pentru că nu știm ce aduce ziua de mâine, dar... Vă spun sigur că va reveni. Ești tu sigură? Sunt sigură. Mă, Ioana Costache... Să ne mai întâlnim și o să da? Zic Ioana, ai avut dreptate. Așa este, dar numai că... Vezi tu, problema e atât de sensibilă în ziua de azi, nu la mine ca speță, eu, e vorba de conjunctura de toate zilele între noi, între oameni, în general, relația părinți-copii, există care mai de care, mai bună, mai rea, mai puțin bună, foarte bună sau chiar rea de tot, dar totuși am văzut, cum zici tu, cazuri când își caută părinții, e adevărat. Da. Și acum, în lipsă de modestie, chiar paradoxal, poate n-au avut niște părinți care i-au ajutat așa tare, dar totuși ei și-au căutat. Au fost multe cazuri când i-a părăsit chiar la naștere mamele. Așa. Și i-a căutat. Și i-a căutat după ani și ani. Da, da, dar la mine e ceva... Ceva foarte așa și pe dincolo, dar în sfârșit, haideți să nu mai sensibilizăm atât emisiunea asta, pentru că noi aici trebuie să cântăm. Mai ai vreo dedicație de făcut pentru cineva, mă interesează?
Să nu zici că ai fost la mine în emisiune și n-ai vorbit, n-ai cântat, n-ai vorbit, n-ai cântat. Vreau să-mi salut și le dedic toate cântecele mele prietenilor mei după Facebook. Îi pup și salut pe toți. Așa, mă, Ioana Costache, sigur. Ai mulți, nu? Da, foarte mulți am. Da, așa, se uită la tine, și, nu? Și vorbim, da, păi le-am lăsat mesaj când am plecat din București, le-am scris pe mesaj, le-am scris pe Facebook că sunt la Constanța și voi fi în direct în această seară. Cu mine. Domnul Gheorghe Luca, păi se știe. Bineînțeles, bineînțeles, da, 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 da. Românesc, bineînțeles. Hei, da, deci cântecele astea noi ale tale pe mine mă mișcară puțin pentru că ai pus suflet în ele, le-ai picanterizat așa cu suflet, ai pus în ele de toate, inspirația a fost la maxim acolo, dar dorurile astea ale tale, măi, Ioana Costache, te rog frumos, clasifică-mi și mie dorurile astea. De câte categorii sunt dorurile astea? Tu știi cumva? Păi e dor de neicuță, dor de puicuță și mai e dorul mare de copii. Da? Exact cum ai zis și tu. A? Dorul de copii e cel mai mare. Așa? Deci crești până la o vârstă și zboară exact cum zboară o pasăre din cuibul. S-a dus puiul cu ața, da, corect. Bine. Așa și băieții mei au plecat de lângă mine. Da, și ale tale doruri toate. Uite, cântă-ne-le tu nouă pe ale tale doruri toate. Să le auzim noi acum. Ioana Costache și ale doruri toate. Sigur că da, Ioana Costache a oftat, a oftat, dar eu o întreb acum, de ce ofta și Ioana Costache? Pentru că mi-e tare dor de ei. Ți-e dor de ei? Sună bine, dar ei unde există?
Eu nu stau cu mine, eu stau în București și stau la țară și ajung mai greu la ei. Da? Pentru că nu am mașină ca să mă duc când, așa. Eu am multe, sunt foarte ocupată aici în București cu cântecele, cu filmările. Am înțeles, de acum am înțeles și nou tot job din martie încolo sau din primăvară încolo, unde te duci tu, ce faci tu. Mai ales din martie încolo. Eu îți doresc mult succes și chiar te felicit pentru tentația asta care ai avut-o să se fructifice într-o problemă foarte, foarte bine definită. Foarte frumos și încă o dată felicitări pentru mulțumesc tot. Mulțumesc din suflet. Hey, Ioana Costache, ia zi-mi tu mie îmi zici, eu te întreb pe tine, da? Când fusești tu la mine anul trecut, eu te întrebai pe tine, stai că avem un telefon, iar ai scăpat cu telefonul. Bună seara, bună seara. Alo, bună seara, domnul Gheorghe Luca, Cloșcă Lili sunt. V-am urmărit cu atenție. În primul rând vreau să-i spun bună seara și invitatei dumneavoastră. Bună seara, draga mea. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Toate piesele le-am ascultat. Mulțumesc și mi-au plăcut foarte mult. Mulțumesc mult. Vă doresc în continuare succes. Mulțumesc și din suflet. Și s-o țineți tot așa că e foarte bine. Iar lui domnul Gheorghe Luca i-aș dori la mulți ani, mulți ani fericiți, băiatului să nu-și pierdă speranța că va veni acea zi când nu se va mai aștepta că va veni băiatul și îl va căuta. Și îl va veni. Exact cum am zis și eu. Exact. Măi, Lilico, eu știu. Deci cu siguranță. Noi mamele avem așa o promoniție, o intuiție. Să știți că așa este. Și așa va fi. Așa va. Bine, vă doresc în continuare o seară minunată și mult succes. Mulțumim mult. Lilico, dacă nu dădeai telefon, ce nu mă luam de tine, dar așa mă iau de tine. Ioana Costache, să știi că Lilica Cloșcă deconspir totul, pentru că dacă deconspir mă țin și de conspirație, este o cântătoare de muzică populară, foarte, foarte talentată și nativă, înțelegi? Foarte ambițioasă, deci când zic foarte ambițioasă pot să spun că e extrem de ambițioasă, dar o sprijină foarte mult și soțul ei, domnul George Cloșcă, să care fie sănătoasă. Deci când ai un sprijin din ăsta în casă, contează foarte mult, știu. Pe când tu ai avut un sprijin care ți-a tăiat creaca de la picioare. Ai văzut cât tablou de așa, așa? Eu am plecat singură. Așa este, corect. Dar Lili Cloșcă promite și cu siguranță de-abia aștept să pună măcar 5 negative, să pună și a vocea, măi, o fof, așa? Chiar vreau să o cunosc. Da? O să facem, când mai vii aici, stai mai mult, așa, o să o cunoști pe Lilica și să vezi că este nativă. Despre ce vorbeam noi, că trebuie să schimbăm ritmul puțin la emisiune. Dacă te-am întrebat ceva întrebări, eu mai deosebit de emisiune data trecută, mai ții tu minte ceva de atunci până acum? Cu coasta de drag? Te-am întrebat așa? Da. Nu mai te întreb, nu te mai întreb. M-am întrebat că... Ce-am stimat, te respectat, ce-am că o încurc prin asta, dar n-am cum să mai încurc. Dacă i-am pus întrebarea atunci, nu am cum să mai... Am problema de a încurca-o pe Ioana Costache, dar... Revenind tot la cântecul popular, Ioana Costache, deci tu vii de acolo, dintre Urziceni și București. București, Afumați și Nărița. Măi, mai exact, de unde vii tu? Aproape de București, deci nu sunt decât vreo 16 km. Te rog frumos, cum îl cheamă pe satul tău? Este pe hartă? Șindrilița, da. Păi la Șindrilița este, da, trecem cu mașinurile pe acolo. Cu mașina pe la mine, pe acolo. Sigur că da. Da. Stimați telespectatori, nu pot, trebuie să vin, să revin, revin pentru că trebuie să zic chiar lui băiatul ăsta al meu, nativul ăsta din mine, lui Alin Luca, și mi-a zic încă o dată, la mulți ani floricica lui tata și te-a cântat tata... N-ai vrea să-i cântăm la mulți ani direct? Te-a cântat într-un fel... Nu, Ioana Costache, lasă că îi cântăm Porumbiță mândră și întristată, pentru că eu am cântat vorba ta și la lună și la stele și la mândră și la mândruțe și la puicuțe și la oameni și la tot ce mi-a spus mie drag, dar am cântat și la o porumbiță și m-am rugat de ea să se ducă, să mi-l găsească, să vezi ce zic eu acolo în porumbița asta mândră și întristată. Da. Deci, încă o dată pentru dumneavoastră, stimații privitori și iubitori de frumos și cântec popular,
Cezar, porumbiță mândră și întristată, dar și pentru băiatul meu Arin Luca, la mulți ani. La mulți ani. Nu mai sta așa de supărată. Uite, zboară tu ca o măiastră peste un și înspre zara albastră. Zboară pasăre iubica vântul și du-te acolo unde ne gândul. Și caută-n tu din țară-n țară, al meu băiat mândru, scumpă floare. Dai să-l găsești mândră porumbiță, să zbor și să-mi pupi pe guriță și să-l întreb tu dacă e bine, dar să nu mi-l faci ca să suspine, că destul am plâns și-a suspinat de când de la mine a plecat. La luar mama lui fără milă și duse cu ea în lumea străină. Porumbiță tristă, surioară, zboară și du-te la Ielușoară. Du-te și tu-i cântecul meu drag și spune-i că mi-l aștepte în prag. Spune-i porumbiță, spune-i tu, mi-e drag și-l iubesc ca sufletul. Chiar de mama lui spune tot ce vrea, el îmi este drag toată viața. Mama lui ce-a făcut în amintiri, nu mai toacă rău m-a dușmănicri. A vrut să se răspune prostește, dar m-a rănit tare sufletește. Sigur că da, a fost, este și există cântecul popular românesc, există dorul din noi, există durerea din noi, există oful din noi, Ioana Costache, și nu numai din noi, și din toată lumea. Toată lumea are un of, are un dor, fiecare în felul lui, dar noi avem mai multe, caz în spețe eu. Ca și mine, de altfel. Ca și tine. Bun, Ioana Costache, haideți să ne apropiem cu vorbe pentru încheierea acestei emisiuni, pentru că vreau să spun că timpul trece repede, trece peste noi, cum îmi spusese, dușmanul nostru și în televiziuni, ne ia în picioare, ne tăvălește, ne îmbătrânește și mă interesează cum te simți tu în emisiunea mea. Sincer. Foarte bine. Deci, nu mai comentez nimic decât că mi-a plăcut foarte mult. Le mulțumesc telespectatorilor sau privitorilor, cum zici tu, da. Privitorilor. Da. Da. Eu sunt la București, zic telespectatorilor. Da, da. Din suflet, pentru că ne-au urmărit, le doresc multă sănătate,
că e mai bună ca toate. Îi pup cu drag pe toți. Și să ne întâlnim la anul și la anul și la anul și la mulți ani. Păi, tot frumos și sănătoși. Da. Dar tu, Mala, nu vrei să mai vii la emisiune? Nu vrei până în toamnă să faci cântecele să vii? Dacă mi-ajută bunul Dumnezeu, am să ajung și mai repede. Ioana Costache, o întrebare de la mine până la tine, până la urmă, mă gândi eu că nu vreau să pleci așa, până nu te întreb să știi, ești telespectatorii mei, pentru că ești frumoasă, dai bine în cărți, așa, arăți bine, arăți bine într-un fel și cu mâna și cu degetul, cum vrei tu, arăți bine așa, dar chestia este că... Mă ridică așa în sălb. Chiar că eu vreau să-i întreb pe tine, tu cu dragostea, cum stai, mă, Ioana Costache? Haide! De la excelent în sus. Da. Da, e clar. Deci e clar. Nu pot să divulg acum. Nu, normal, normal. Dar tu dacă mă întrebai pe mine, Gigilică, tu cum stai cu dragostea? Știi ce spuneam eu? Gigilică, cum stai cu dragostea? Și ea cu mine. Și ea cu tine. Da. Atunci și eu cu ea. Da, Ioana Costache. Ioana Costache, eu mă bucur că mi-a onorat invitația să vii aici în emisiunea mea. Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație și chiar... Mă bucur că-mi veniști cu 10 piese de Măi Măi Ofof, cum îmi place mie să e, spun aici. Mai am eu ceva, dar... A fost, s-a precipitat problemă peste problemă peste și problemă, la mijloc altă problemă și nu s-a pupat unele cu altele. Exact. Sigur că da, așa că... Îmi pare rău că erau și alea două piese foarte frumoase. Nu are nimic, că nu e timpul trecut, că uite, ai două restanțe de acum și cu câte vii, data viitoare le dăm, dar alea mele mie și le dau pe glas de dor, amestecat cu glas de frumos acolo la mine, la mine și, da, și tot te auzi suflet, acolo la Gigilică în emisiunile suflet lui. Așa că, de durut nu te-a durut, sigur mai vii și data viitoare, că la mine emisiunea nu doare, ferește, la mine emisiunea deci este bine. E foarte bine. Este bine. Nu m-a dorit nici capul, nu m-a dorit nici mijlocul. Așa, așa. Nu te încurcai cu nimic. Nu m-am încurcat cu nimic. Ți-aruncai mingea, te-o juca și cum vrut să-și cu ea la fileu, vorba aceea, așa, așa. Deci mingea așa fu în teren la tine. Așa, mulțumesc. Așa că mă bucur că ai venit și că m-ai onorat cu invitația, dar mulțumim și Steluței Modruș pentru că pune suflet, ea, da, prin pune ea suflet în estimație. Foarte mult, da. Pup, vreau te să pup, vă Steluța. Spun, vreau să vă spun că Steluța Modruș pune foarte mult suflet în firicelul cu dor și dragoste de cânte popular românesc pentru că se ocupă mereu și continuu de invitații mei dragi, face vorbele cu ei și până peste poate, nu vreau să deconspir tot pentru că nu vreau. Dar eu vă mulțumesc dumneavoastră, stimații mei, telespectatori și privitori și iubitori de frumos și cânte popular, vă mulțumesc că existați acolo unde sunteți, vă mulțumesc că ne urmăriți și ne urmăriți mulți, știu, și eu la rândul meu probabil mă ridic acolo la pretențiile dumneavoastră, cu ai mei interpreți care îi aduc aici la Litoral TV în fiecare sâmbătă de la orele 20:30 până la orele 22:30. Așa că, ce să vă zic, eu vreau să închei prin a vă dori multă, multă sănătate, tot ce vă doriți dumneavoastră de la viață, tuturor sărbătoriților de azi. La mulți ani să le spunem și da, celor care s-au născut astăzi. Și multă sănătate. Și de ce nu să vă spun, nu uitați că unde există cântec popular românesc, există frumos, dragoste și viață. Așa că nu uitați să ne urmăriți mâine de la orele 12 la orele 14 în reluare aici la Litoral TV. Litoral TV unde soarele sărută marea și de ce nu vă aștept cu mare drag săptămâna viitoare, adică sâmbătă, de la aceeași oră 20:30 până la aceleași ore ca acum, 22, circa și ceva, aproape 30 de minute. Așa că eu vă zic dumneavoastră, la revedere, la revedere! Și o seară minunată! Un și o duminică car, plăcută! Un car mare cu mere și unul cu pere, ăla cu mere la dumneavoastră, ăla cu pere, tot la mine, am ce am, mi-or place mie merele într-un fel, dar cel puțin perele le ador și le mănânc într-un fel și pe pere, așa că vă zic la revedere și nu uitați să ne urmăriți în fiecare sâmbătă. Gheorghe Luca, olteanu de la Malul Mării, alias Gigilică Iubirică Lux, vă dorește o noapte bună și liniștită, la revedere!